Hello! Astăzi vom vorbi despre lecții importante pe care nu le înveți la școală. Vom vorbi despre educație financiară și sfaturi pe care aș vrea să ți le dau, iar dacă le iei în considerare, poți să salvezi ceva bani în perioada aceasta. Din păcate, deși educația financiară este un factor extraordinar de important pentru alegerile pe care noi le facem pe parcursul vieții, sistemul de învățământ, din păcate, nu îi acordă momentan îndeajuns de multă importanță. Astăzi vreau să abordăm acest subiect și să vorbim despre cele mai importante lecții pe care le-am învățat eu până acum, din cărțile pe care le-am citit, din experiența mea, în legătură cu modul în care să cheltuiești, economisești sau, de ce nu, acest este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, să investești banii. Timpul înseamnă bani. Acesta este primul lucru pe care vreau să ți-l spun. Chiar dacă în adolescență sau în facultate timpul pierdut nu pare să se contorizeze automat în bani pierduți, se poate transforma în bani întârziați. Folosește timpul pentru a învăța o abilitate nouă, a citi mai mult, a învăța mai multe, încearcă lucruri noi. Persoanele care evită să piardă timp și continuă să investească în pregătirea lor sunt cele care după ajung mai repede la succes, care transformă veniturile atât pe termen scurt cât și pe termen lung și își creează mai multe surse de venit. Bun, al doilea lucru ar fi: nu cheltui bani fără să știi pe ce se duc. Ține întotdeauna evidența cheltuielilor tale și propuneți să te încadrezi întotdeauna în niște marșe. Indiferent cât de mari sau mici sunt veniturile tale, nu contează. Te este foarte important să iei în calcul, să notezi tot timpul aceste lucruri într-o agendă, într-un jurnal, ca să le ai mereu cu tine. O regulă clasică spune să folosești 50% pentru nevoile tale, 30% pentru lucrurile pe care ți le dorești și 20% pentru plata datoriilor sau economii. În locul tău, eu aș profita de posibilitățile de investiție din 2021 și aș renunța la economiile clasice, preferând să investesc în acțiuni, monede sau fonduri de investiție cu stabilitate cât mai mare. Desigur, aceste lucruri trebuie să le știi din timp sau să te interesezi pe internet la cursuri de ele. Fă curățenie în cheltuielile ocazionale sau minore. Atunci când ai un card introdus automat ca mecanism de plată, te poți trezi că pierzi bani în fiecare lună fără să știi pe ce se duc. Verifică toate subscripțiile lunare la care ai aplicații și poate nu le contorizezi de fiecare dată, membership-uri, conturi premium care nu te mai interesează și dezactivează tot ce nu ai folosit în ultimele 3 luni. Nu vrei să se ducă bani în direcții și tu nici măcar să nu știi de asta. Investești bani, mai puțin, în lucrurile care se vor transforma într-o cheltuială mai mare, cum ar fi un apartament în care trebuie să bagi bani mereu în reparații, o mașină, un device, fie de elemente noi vor avea nevoie, elemente noi cumpărate și adăugate, sau poate o cheltuială extra pe care tu nu o poți vedea poate la început. Cumperi de mai multe ori același lucru, însă la o calitate mai slabă. Este un lucru pe care nu-l fac niciodată, poate și din acest motiv sunt mai minimalist. Acest principiu se aplică de cele mai multe ori în cazul nostru, al femeilor. Atunci când vine vorba despre fashion, make-up, skincare, în loc să ai 5 creme, ai 60 de creme. În loc să ai 6 tricouri negre și 7 palete de farduri, cumpără una sau două pe care știi sigur că le folosești și sunt mai premium, asigurându-te astfel că vei fi mulțumită pe parcursul folosirii și că te vei bucura de ea pentru o perioadă mai lungă de timp, nu o cumperi azi și săptămâna viitoare să vrei alta. Investești bani în același lucru în care investesc și alții bani. În această categorie se încadrează toate schemurile online, programele și persoanele care îți promit că te vei îmbogăți peste noapte, sfatul de la prieten cu că moneda X se va mulți de 100 de ori până săptămâna viitoare. Popularizarea investițiilor în mediul nostru, mai ales în cel online, a dat naștere posibilităților de un câștig destul de mare pe termen scurt, dar desigur aceste lucruri pot să fie și riscante. Alege să urmezi sfaturi de persoane care au deja experiență, au câștigat bani în domeniu, știu despre ce vorbesc, nu despre oameni care încep peste noapte să abordeze aceste lucruri și care pot să-ți ofere explicații și demonstrații clare pentru veniturile pe care ele le-au acumulat. Cu alte cuvinte, trebuie să te documentezi, să citești în domeniu ca să înțelegi cât mai bine cât merg lucrurile. Întotdeauna, înainte de a alege să oferi banii tăi unei alte persoane care să te învețe să faci la rândul tău bani. Cheltuieli inutile, precum cafele băute în oraș, la pachet, sucuri, mâncare comandată, cine la care mănânci doar pentru că mănâncă și ceilalți nu pentru că îți este foame. Este bine să te resfeți din când în când și să te bucuri de astfel de experiențe, că până la urmă de ce facem bani? Nu ca să facem aceste lucruri, însă nu transforma aceste lucruri în achiziții constante atunci când le poți produce foarte simplu acasă. Învață să investești în produse bune de împachetat, termosuri, sticle, caserole și învață să îți gătești și tu acasă ceea ce îți place foarte mult, așa încât între timp să mai poți să pui din bani deoparte și să economisești sau, de ce nu, să investești acolo unde trebuie. Îți mulțumesc mult că te-ai uitat la acest video și chiar sper că te-a ajutat. Aș vrea să îți recomand în alte videouri cărți și cursuri de educație financiară și mi-ar plăcea, dacă ai alte sfaturi, să le împărtășești aici cu noi.
Nu în ultimul rând, dacă ți-a plăcut acest video, nu am ceas să ne dai un like și un subscribe și ne vedem în video următor. Ciao!